Potrivit ultimelor studii, persoanele complet vaccinate anticovid care sunt depistate cu SARS-CoV-2 scapă mult mai repede de infecție. Au simptome mult mai ușoare decât cei nevaccinați, iar intervalul în care sunt contagioși este mult mai scurt. Ei realmente nu mai reprezintă un pericol pentru ceilalți. În medie există un portaj aproximativ asemănător cu persoanele vaccinate în primele două zile, după care acesta începe să scadă progresiv. Așa că oficialii discută să schimbe metodologia ca să le permită să iasă mai repede din izolare. Undeva la ziua 7, ziua 8 am putea să facem un test și dacă este negativ, persoana poate să iasă din izolare cu condiția sigur să fie bine din punct de vedere clinic. Dintre cei vaccinați cu schemă completă confirmați cu SARS-CoV-2, cei mai mulți sunt asimptomatici. Anticorpii dobândiți prin vaccinare neutralizează virusul care poate intra în căile respiratorii în lipsa măsurilor de protecție, explică medicii. Ei spun că dintre cei cu simptome foarte puțini ajung la spital, dar cu forme medii de COVID. Vaccinarea transformă infecția cu SARS-CoV-2 într-un guturai, sigur, cu ghilimele de rigoare. De multe ori ei au o simptomatologie ușoară, care poate fi respiratorie sau digestivă, exact ca la un guturai. Le curge nasul, tușesc puțin, au poate o stare generală ușor modificată, dar lucrul acesta se rezolvă în general în 2-3 zile, maxim 5. Adică o diferență semnificativă față de ce se întâmpla în mod normal înainte de schema de vaccinare. Vaccinarea cu schemă completă reduce cu peste 70% riscul de spitalizare în caz de COVID, arată un studiu publicat în jurnalul științific The Lancet. Iar cei testați pozitiv după ce au primit ambele doze au probabilități aproape duble de a fi asimptomatici, potrivit aceluiași studiu. În România, doar puțin peste un sfert din populație are schema completă de vaccinare, iar numărul celor cu COVID care au nevoie de internare crește de la o zi la alta. Institutul Matei Balci deja e aproape plin, mai puțin de 10% din paturi mai sunt libere.